Ești cel mai bun exemplu când voi avea copii. Prea mulți oameni au bătut la ușa sufletului meu, dar numai mama a rămas atunci când mi-a fost mai greu. Am văzut bărbați, femei, ce se mănâncă între ei. Vocea ta am repeta, mamă, tu nu fii ca ei. În această seară, iată, ne ajungi în domnița cu o surpriză frumoasă pentru cea mai scumpă mamă și pentru cea mai scumpă surioară. Mergem la doamna Viorica și la doamna Mihaela să le urăm la mulți ani astăzi de 8 martie. Surprize la domiciliu. Noi oferim emoții. Flori sunt pentru dumneavoastră, doamna Viorica. Avem și pentru doamna Mihaela. Da. Și pentru dumneavoastră un buchet de flori. Așa, și două fetițe frumoase. Așa știu. Pentru tine. La mulți ani. În cameră. Noi suntem echipa surpriză la domiciliu Iași. Iar astăzi, de ziua mamelor, venim la dumneavoastră cu o surpriză frumoasă. Mulțumesc. Din partea celor care astăzi sufletește sunt aici aproape de dumneavoastră. Și cu siguranță vă bănuiți dumneavoastră cine v-a pregătit această surpriză. Cred că da. Deja știam. nu mă așteptam. Trebuie să vă spun, nu mă așteptam. Și cred că ne-ați găsit greu aici. Da, un piculeț, dar bine că am reușit să ajungem. Iar acum o să dăm citire și mesajul ca să aflăm împreună ce au astăzi să vă transmite. Iar mesajul spune așa: draga noastră mult iubită mamă, astăzi de ziua mamelor ținem să-ți spunem la mulți ani. Să fii cea mai bună mamă la copii e foarte greu, dar tu, mămica, ai învins greul și ți-ai îndeplinit datoria de mamă. Acum că suntem mari, realizăm nopțile nedormite, stresul, răbdarea pe care le aveai pentru copiii tăi. De aceea niciodată nu vom fi în stare să te răsplătim pentru ceea ce ai făcut pentru noi. Îți vom rămâne întotdeauna recunoscători pentru bunătatea ta, răbdarea ta, afecțiunea ta și dragostea ta de mamă. Știm că nicio persoană nu există sub acest cer care să respire și să trăiască pentru noi precum o faci tu. Dorim ca în ochii tăi să lumineze mereu speranța, iar chipul tău frumos să nu se întristeze niciodată. Fericirea să te însoțească în fiecare zi, iar noi, mamă, așteptăm momentul când vom reveni acasă să ne revedem cu toții, cu bine. Surpriza vine cu drag din partea copiilor, Ionuț și Camelia. Mulțumesc mult! Chiar mulțumesc mult! Mami! Iar acum, dacă... Nu mă așteptam! Mami! Dacă ați avea să le spuneți și dumneavoastră ceva. Mami, abia le aștept să vin acasă. A venit tata pe tine. Te doresc tot cu tine, vedem lumea. Dorul mare de ei. Dar noi tare sperăm că astăzi au reușit să ajungă aici la dumneavoastră, mami, măcar sufletește. Și să vă spună măcar un micuț mulțumesc pentru efortul mare care l-ați făcut. Nu m-am așteptat la așa ceva în partea lor. Dar să știți că asta nu este tot. Noi pentru dumneavoastră mai avem și melodii pregătite din partea dumnealor, care doresc să o ascultăm împreună. Cât însemn tu pentru mine, mă cuprinde teama, teama că ai să pleci pe meleaguri grei și reci de lângă mine. Mama, încă nu ți-am spus că nimic nu-i mai presus decât însemn tu pentru mine, mă cuprinde teama. Sinceri ochi și-o față prea blândă, palmele ridate, bătute de atâta muncă. Nu ți-am spus o mamă, dar în inima ta știi. Ești cel mai bun exemplu când voi avea copii. Prea mulți oameni au bătut la ușa sufletului meu, dar numai mama a rămas atunci când mi-a fost mai greu. Am văzut bărbați, femei, ce se mănâncă între ei. Vocea ta am repeta, mamă, tu nu fii ca ei. Nu-i deloc ușor, mi-e frică de gândul că odată tu nu vei mai fi. Anii trec în zbor, o viață n-ajunge-i prea scurtă să-ți pot mulțumi. Și se întreabă ce-o mai fi cu mine, n-am sunat-o de câteva zile. Nu-ți fă grijă că sunt bine, am să mă întorc acasă și ai să fii mândră de mine, mamă. Decât însemn tu pentru mine, mă cuprinde teama, teama, teama că ai să pleci pe meleaguri greșite. La mulți ani, vă spune. La mulți ani, Ona!
mă așteptat, chiar nu mă mai intru la țin. Mami, ia să văd tortul. Noi tare sperăm că la cuie astăzi de bucurie. Mami, vreau să văd tortul. Cu inimioare, vezi? Lacrimi de bucurie că aveți copii care vă iubesc și care vă respectă atât de mult. Sigur.